loteria. Niște lucruri. Cred că o să vă lupt toată viața, nu știu dacă o să câștig. Da, el mai este, procesul este în continuare. Deci, am adus în fața instanței, pentru că există o cale a revizuirii, deși există degeaba. Credem că în România, nu știu sigur, dar cred că dacă suntem vreo, câți mai suntem noi? Vreo 18 milioane, nu? Cam așa, 18 milioane. Cam așa. Cred că vreo 10 milioane de procese sunt în țara asta. Nu știu sigur, poate exagerez. Bine, nu, unii au mai multe, știi cum e. Unii au mai multe, unii nu au deloc, dar cred că până la urmă toți au măcar câte o tentativă de proces. Gândește-te că sunt condamnări, poate 100.000 pe an. Poate se fac în 10 ani 1.000.000 de condamnări. Poate chiar mai multe, poate nu știu cifra exactă. Nu se deși există, crezi că toți 10 milioane în 10 ani, crezi că toți sunt vinovați? Chiar nu se fac erori? Bă, nu știu. Probabil că se mai fac. Se fac din acel motiv, ăsta cunosc... a fost un motiv important pentru care s-a renunțat la pedeapsa cu moarte, dincolo de dreptul omului. Pentru fac... că în momentul ăla nu mai puteai repara nimic. Deci eu cunosc personal și foarte mulți magistrați. Se fac foarte multe erori. Foarte, foarte, foarte multe. Da, dar la tine n-a fost vorba de eroare. Ce spuneai tu era vorba de interes. Adică s-a judecat în direcție. Păi nu, să revin la ce vreau să spun. Se fac erori. Atunci când se fac erori, există o cale de revizuire. Care poți să-ți revizui, poți să revizui. Nu da. Știi că la 10 milioane de procese, cred că unul sau două se fac revizuri. Cred că unul sau două. Întreabă un avocat. A, care schimbă... Nu schimbă nimeni. Asta zic, doar la unul sau două mai se de, schimbă... Mai nou, există... Acum am văzut pe la toate știrile cu cele 6.000 de plângeri făcute împotriva magistraților, care niciuna nu s-a luat o măsură, la niciunul. Da, este cam ca la bacalaureat când dau elevii, cer, știi, să revizuire de notă, contestație. Și nimeni nu, nimeni nu obține nimic. Ba, din contra, s-ar putea să mai și pierzi. Eventual îi mai trântește și o notă cu se uită mai cu atenție două puncte mai mici. Și cum ești acum cu procesul? Am pierdut. S-a închis, nu s-a închis? Am pierdut pentru că nu au curajul, deși am probe incontestabile. Deci oricine în lumea asta, cu probele pe care le am eu, deci lege și probă. De ce te-ai dus afară? Păi mă duc și afară. Acum am, trebuia să epuizezi căile în țară. Trebuia să epuizez toate căile, am epuizat pe toate și acum merg și afară. Deci oricine, deci am, uite, îți dau procesul, îți dau dosarul meu și da, nu știu dacă găsești 2-3 avocați foarte buni, deși am mers cu 3 avocați în instanță și cred că 10 avocați s-au implicat în procesul. Pentru că eram foarte convins că ceea ce mi-a apărut mie și ceea ce am eu o să revizui acea situație. Mi-au respins-o foarte simplu. Pentru că e mult mai simplu să respingă, pentru că nu-l trage nimeni la obligație și dacă îi faci o plângere, o faci. Așa era, așa era în perioada aia. Tânăr și ferice. Dar tu... Sau atunci, cred că atunci. Da. Dar tu, în continuare, crezi în cauza ta și te duci afară? Păi eu cred, pentru că știu ce s-a întâmplat acolo. Și atâta timp că știu ce s-a întâmplat acolo, normal că cred. Afară cam cât ar dura? Eu am mai câștigat un proces la Strasbourg. La drepturile omului. Deci tot în procesul ăsta. Deci o parte am câștigat, dar nu aveam dovezile și probele care le am la vremea. Dar mai la ai, vremea nu mai avem timp. Mai ai energie să te lupți cu ei? Mă uit câteodată. Un an, doi, trei, uit. Dar mă apuc așa câteodată, cum apucase ultimii doi ani. Apărusele și probele noi, făcusem și niște expertize. E un dosar falsificat de la un cap la altul, asta spune și expertul. Da. Asta am ajuns noi la concluzia asta aici când ne-ai prezentat, sunt niște chestii. Nu, dar acum față de atunci, vezi că atunci cu ocazia acelor emisiuni m-ai agitat pe mine puțin. S-a redeschis, da. Atunci am început eu să lucrez la dosar. Am mers cu o parte din dosar cu experți, am mers la dosar, au luat probe din el, au făcut analize pe probe și toate probele reiesc clar din mâna experților că sunt falsificate, sunt modificate. Anumite probe... Hai să luăm și vorbim puțin după, încă vreo 5 minute. Am văzut că ai conciliat-o pe Paula, de mâine știe exact ce are de cumpărat. Păi m-a întrebat ce... La ce te uiți când iei o casă? Și i-am zis, la vânzător. La ce să te uiți? Te uiți la... pereți, la structură, la exact. Fundație. Da. Prima, dar... Și vorba aici, la fundație cum te uiți? Deci, e o lăpățică. Mai sapă lângă casă. Sunt câteva, deci vine, o casă trebuie să aibă o fundație bună. Bine, nu prea o vezi când, dacă o iei făcută. Asta zic, n-ai. Dacă o iei făcută. Dar pereții vezi, dacă are sub 40... Sub 40 ce? Centimetri. Grosime. Peretele. Deci dacă vrei să iei cu... Păi acum ți-a iluzie optică cu rigips. Păi aia e o prostie, eu așa ce, bine, ale poți să pui între camere, dar pe exterior mă refer, 40 pereții de exterior. Aha. Dacă nu are înălțime 2,70-75 m, iar fugi... Camera, da. Camera, așa. Dacă nu sunt două plăci, fugi,
Pentru unde că e bombă cu fetil, aia dacă doamne vrei să se întâmplă vreun incendiu, sus e numai scândură, numai prostii băgate, că toate rămăguși și acolo ți-l bagă. Deci eu găsesc, fugi, ce să zic, nu știu, sunt multe care le-am... Uite, vezi, niște tipsuri pentru cei deci, care... Deci casa trebuie să aibă placă deasupra, nu? Două adică placă. Turnată. Două. Aha. Deci e o placă așa și încă una la pod. Dacă nu ai două plăci, e ca o mașină fără opțiuni. Exact, ți-ai cea mai slabă mașină, are nicio opțiune, tragi de ea să-ți faci un motor mic și fără aer condiționat și fără direcție, servo, de fără nimic. Exact așa e. Dar oamenii nu știu, nu se pricep. Omul o vede așa pe din afară, puțin cu o afată, zice, domne, mi-au casă, uite ce bine arată. Dar el nu... Foarte mulți se țeapă cu casele. Eu nu cred că are, cred că există... Și eu am făcut câteva greșeli, dar greșeli minore, că nu le fac eu, ți le fac muncitorii și te trezești că a rupt o conductă și el mi-a stupat acolo. Eu n-am știut. Ah, okay. Și când nu se mută omul, nu te trezești că sau nu-i merge o priză. Și i-a tăiat firul pe dedesubt, dar eu nu văd. Trebuie să mă să spar peretele să-i fac omului. Păi recepția când o faci, nu faci cu toate astea? Nu încerci tot? Păi ia, merg toate prizele, merg toate luminile, păi nu încerci, tot eu încerc. Nu stai să încerci, Dane, totul tu. Nu încerci. O încercă muncitorii, ori nu e atent, ori îl păcălește, ori... Nu, a, bine, și da, tu, dar mai ales... A, tu spui că le descoperă cumpărătorul. Le descoperă când deja e finalizată. A, am înțeles. Sau o descoperă atunci și tot aia e. Și tot dracul. Da. Că nu poți să stai lângă, dacă ai 10 muncitori care lucrează la o casă, nu poți să stai lipit de fiecare. Am înțeles. Da. Unul face într-un colț, a făcut o greșeală, nu mai spune. Câte case ai făcut până? Vreo 50. Puh. Dacă se termină tot ce am. A, sunt în diferite stadii, nu? Da. Un cartier închis complet, unul deschis complet în construcție. Dar ți-am zis, când cumperi o casă, clar, trebuie să aibă pereții de peste 40, 42, 43 de regulă. Deci ai vândut de vreo 5 milioane, nu? Nu mă băga în discuțirea asta. Nu, 5 milioane, nu, stai. A, bă, da, nu? Cam 100 de mii casa. E ca și cum ar fi câștigat la loto. Cam 100 de mii casa, încă 50 și ai câștigat biletul, mă, nu te mai duce, te mai jude. Da, dar nu e tot una cu profitul. Nu-i totul. E cifra de afaceri. Nu-i totul. Nu se câștigă foarte mult la o casă, să știi. Nu, deci am cât am casa. Dar nu crezi că se câștigă mai sunt vremurile cum erau mulți. Nu se câștigă măcar dublu? Nu. E, n-ai cum să câștigi dublu. Păi n-ai cum. N-ai cum? Nu. Păi dacă terenul, dacă bine, eu îți dau exemplu de bine, zona... Nu faci în primul. Eu îți dau exemplu de zona Ghencea, unde e, sunt eu. Asta spun. Terenul nu găsești sub 100 de euro. Dacă îi dai omului cel puțin 200 tu de metri... Cât? 100 de euro. 100 de euro. 100 de euro. Metru. Sub 100 de euro nu mai găsești. Înțeleg. Dacă îi dai omului 250, 200 de metri, 250, cam acolo undeva, terenul, sunt 25.000 casa. 25.000. Dacă mai pui și autorizația și tot, îți facem așa un calcul. Da, corect. Mai pui și autorizația și ce mai sunt, utilități. Și astea te mai duc vreo 5.000 și astea. 30. Să fac 30.000. Păi tu în casă cât, păi 10.000? În construirea ei? Da. Nu, că vreo 30. Nu, bagi mai mult. N-ai cum să o faci cu 30. Dacă o faci așa de bătaie de joc, o bagi. Te faci cu 30. Cu pereții atât, cu mică în casă, fără placă sus, s-ar putea să îi păcălești, da. Dar ca să faci o casă solidă, ceea ce fac eu și poți să vii toți experții din București să mă verifice, da, mâine. Cu cât o faci? 45? 50, cred, chiar săr, poate. Păi și în total 75 și o dai cu 100? Nu câștigi, da, undeva acolo. Deci eu cred că câștigi, după calculele mele, undeva, dacă bagi 100 de mii, 25-30 de mii. Dar... De ce câștigi? Că dacă ai face, câștigi pentru că cumpere angro și iei materialele puțin mai așa, câștig, am experiență și nu mă fură, toată lumea te fură. De asta zic, că orice, la asta orice, mă gândeam când spuneam că ai putea să o scot la un 30 de mii. Orice că iei angro pentru 50 de case, nu pentru una. Orice ai cumpăra, trebuie să deschizi ochii bine, că cumperi o mare țeapă. Orice. Și un ciocan, dacă îl cumperi, dai cu el odată să se sucite. Deci orice pe piață... Dacă îmi spunea cineva că o să vorbim despre imobiliare cu Stelian acum 10 ani, jur că făceam și eu, îmi puneam mâna...